Salutare, dragi prieteni, și bine ați accelerat din nou pe canalul meu. Eu sunt Motorider și iată-ne din nou în trafic cu un nou videoclip, și anume un videoclip din seria aceea pe care am început-o noi acum două episoade, și anume la ce pericole se expun motocicliștii, și le explicăm în timp real ca să înțeleagă toată lumea și să înțelegem cât mai bine ceea ce se întâmplă pe motocicletă. La o astfel de curbă aici ar trebui să știm cum să virăm motocicleta, astfel încât să nu trecem pe cealaltă parte, pentru că pe acolo o să vină luganul ăsta. Și atunci noi trebuie să ne înclinăm invers în partea cealaltă, motorul înclinăm într-o parte, noi ne înclinăm în cealaltă parte, astfel încât contrabalansul să fie mult mai ok și motorul să-l aplicăm astfel încât să luăm curba mult mai ușor. Dacă v-ați uitat la vlogul cu Marius Băcilă, sigur ați înțeles de acolo la ce mă refer, și anume la cursurile de la Rider Academy, în care învățam cum să ținem motocicleta în echilibru, să mergem încet cu ea printre mașini, astfel încât să nu ne expunem pericolelor foarte mult. Am intrat direct în pâine cu vlogul ăsta. Am început deja să explicăm lucrurile pe care le facem. Aici o să ne dăm pe dreapta, pentru că așa se merge corect pe prima bandă. Ne închide și ăsta. Am văzut că se frânează în față, am frânat și noi, chiar dacă este la 3 mașini mai în față și nenea ăsta dă semnal târziu. Tot timpul trebuie să fim atenți la mașina din fața noastră și la cele din fața mașinii. De ce? Pentru că acolo avem noi beculețele alea, vedem dacă se frânează în față sau nu, și pregătim o manevră din timp astfel încât să fim precauți ca să nu pățim ceva. Ne ferim de zona albă de la trecerile de pieton, pentru că acelea poate să fie foarte, foarte alunecoase. Punem aici, pentru că am văzut că s-a băgat foarte, foarte hotărât și am zis să punem o leacă de frână, și așa a făcut. Revenind la trecerile de pieton, pentru că am mai dat de una și mai devreme v-am spus, încercați să nu mergeți pe aceste linii albe, să nu accelerați, să nu puneți frână pe ele și nici măcar să fiți aplecați pe ele, pentru că sunt foarte păcătoase, aluneci foarte repede pe ele și te fură imediat. Nici nu-ți dai seama când ți-a luat motorul de sub picioare și tu ai rămas fără motor. Aici avem grijă că ne dăm puțin mai pe dreapta să ne vadă cel cu BMW-ul, mai mult ca sigur nu ne-a văzut. Ne-a văzut. Salutăm și noi respectuos. Ne mai salut și pe noi mâine. Ne ridicăm ușor la denivelări de pe motocicletă cu vârful bocancului pe scăriță, astfel încât să amortizăm cât mai bine acea groapă și să nu fie... Opa! Peton! Avem pieton, punem o frână și amortizăm cât mai bine acea gropiță, astfel încât să nu fie un șoc foarte mare pentru motocicletă. Tot timpul motocicliștii scanează stânga, dreapta, uită un cățel, ne uităm dacă trece cineva pe aici. Nenea ăsta ne-a văzut, dar se bagă, n-are nicio treabă. Cățelul a fugit în dreapta, sunt foarte mulți copii pe aici. Domnii de aici nu știu ce vor să încerce. Băi, dacă te uiți din timp la autobuz, autobuzul ăla nu vine mai repede, că te uiți tu după el din mijlocul străzii. Oh, mămica mea. Uite, un pet. Aveți grijă că și asta e alunecă. Ne uităm stânga în oglindă, ușor cu capul. Ne-am orientat, am văzut că nu este nimeni în unghiul mort și ne-am văzut de treabă. În momentul în care întoarcem capul, asta urma să vă spun, în momentul în care întoarcem capul să ne uităm după cineva, nu trebuie să întoarcem tot gâtul cu tot, cu corp și cu cap. Trebuie doar să întoarcem capul astfel încât unghiul de vizibilitate să fie vizibil în partea dreaptă, în unghiul mort, și noi nu ne luăm ochii de la drum, pentru că într-o secundă sau cât ai stat tu cu capul întors, jumătate de secundă, s-ar putea ca în fața ta se întâmple ceva. Iar dacă tu nu poți să reacționezi în jumătatea aceea de secundă, s-ar putea să reacționezi mult mai târziu. De asta este de indicat, în momentul în care vrei să te uiți în unghiul mort, doar întorci capul și vederea periferică vede dacă este ceva acolo sau nu. Pentru că, de exemplu, mă uit în partea aia, dar eu văd că aici este ceva, văd că este negru, văd că este un GoPro. Și îți dai seama și la mașini dacă este ceva în unghiuri mort sau nu. În momentul în care suntem printre mașini, nu știu dacă v-am mai spus asta, eu am filmat 4 episoade despre asta, dintre care 2 nu au mers. Ori n-a mers la valiera, ori nu a mers GoPro, ori ceva s-a întâmplat. Așa că vă spun din nou, în momentul în care mergeți printre mașini,
da? Mai încet, mai tare, mai cum vreți voi, fiți atenți la cei din oglindă. Dacă șoferul te vede, pentru că tu de pe poziția ta de pe motocicletă, dacă te uiți la oglinda mașinii, o să-l vezi pe cel dinăuntru. O să vezi ce intenții are, ce se întâmplă în mașină la el, dacă se dă la o parte, dacă nu se dă la o parte, dacă te-a văzut, dacă nu te-a văzut, dacă fumează și mulți, mulți dacă. Uite, exact ce vreau să vă spun și urma să vă spun, când mergeți printre mașini să fiți atenți și la pietoni, să nu mergeți tare, pentru că, nu știu, poate să vă sară un copil și nu-l vedeți după o mașină, deși noi, chiar dacă avem o înălțime puțin mai mare pe motocicletă decât au cei din mașini și putem să vedem peste, să știți că de multe ori am pățit și eu ca în momentul în care mergeam printre mașini, dintre ele să iasă ceva. Un câine, un pisic, un copil, un chestii multe. Și atunci de-aia este indicat să... Băi, dacă nu e sigur, nu merge, pentru că nu e ok. Băneasa, băneasa, băneasa. O zonă foarte, foarte aglomerată și mă bucur pentru că este aglomerată astăzi, pentru că pot să vă arăt lucruri. Aici ar trebui să stăm pe partea dreaptă, dar cum trecem noi pe partea dreaptă în aglomerația asta? Culoarul ăsta e cam strâns, așa că o să mergem pe culoarul ăsta, unde este puțin mai lărguț. De acolo iese cineva, iar în momentul în care iese, o să ia bucla puțin mai mare. Aha, și n-o să ne lase loc, exact ce am spus. Ia ce-i dă pe roșu el, bă! Doamne ferește! Da, tutorial, cum să pleci pe roșu în București. 2021. Să vă mai spun ceva frumos? Dacă stați la semafor, sunteți primul la semafor și din spate mai vine un motociclist, nu-l blocați. Dă-te puțin mai în stânga sau mai în dreapta, nu așa, și dă-i, te rog frumos, stele proaste celui de pe Uber. Dă-te puțin mai în stânga sau mai în dreapta și fă-i loc motociclistului, astfel încât la verde, când se face verde, să plecați amândoi în același timp, ca să nu încurcați mașinile. Una este din respect pentru motociclist, dacă vrea să vorbească cu tine, să vină lângă tine, să-i dai voie să facă asta. Iar doi, dacă încurcați mașinile, nu e ok. Și atunci, respectuos este să te dai tu la o parte, să-i faci și lui puțin loc, astfel încât să nu încurcați și să poți să vorbești cu omul. Gurile de canalizare le ocolim ca să nu picăm în ele. Ne uităm în oglindă. Mamă, cât ai gaură, băiatule. Bă, ești nebun. Aia crapă mâine. Atenție mare la autobuze, în momentul în care virează stânga-dreapta sau iau câte un racord, câte o curbă de genul, pentru că în spatele autocarului sau tirului iese puțin în afară. Și atunci să nu te surprindă că dacă ăla ia curba la mama naibii în față la 10 metri, 20 de metri în fața ta, să te lovească cu spatele și poți să o pățești. Așa că ai grijă tot timpul când stai pe lângă tirul sau pe lângă asta, calculează direcția pe care el vrea să meargă, astfel încât să nu te trezești că te lovește cu spatele autocarului sau autobuzului sau tirului sau ce este ăla acolo. Și de multe ori, deși ai verde în București, să fii atent ori la pietoni, ori la cei cu mașini. Pentru că n-ai de unde să știi dacă vreunul îți trece pe roșu ca cel de mai devreme. Sau pe portocaliu, sau îți forțează și tu, ca un mare motociclist ce ești tu, vrei și tu să forțezi odată cu el. Nu? Și vă întâlniți la mijloc, la jumate.ro. Vă mai aduceți aminte când mergeam la început pe podul ăsta, în primele vloguri? Uite-ne după 97, 96, nu m-a văzut, 96 de vloguri, uite-ne aici din nou, pe podul ăsta. Mamă, dacă nu puneam frână, intram bine. Am văzut-o că stă pe telefon. Indicat este că mergem printre mașini și ne oprim sau mergem foarte încet, să nu punem picioarele pe lângă motocicletă, să putem să, nu știu, să încercăm să mergem cât de încet putem. De ce? 1. Poate să ne prindă piciorul, roata mașinii și să ni-l strivească. 2. Ne dezechilibrăm pentru că ne împingem din stânga în dreapta și din stânga în dreapta. Și atunci de-aia este bine să ținem puțin ambreiajul patinând acolo când mergem foarte, foarte încet, deci se aplică doar când mergem încet între mașini. Accelerația puțin, puțin accelerată, așa puțin activată, și să ne jucăm cu frâna de spate, astfel încât să punem motocicleta pe trasa ei normală, să o ținem și să ne jucăm cu ea.
lasă telefonul. Așa dobândim și un skill de a merge încet cu motocicleta și pe lângă treaba asta avem și o siguranță în plus. Aici trebuie să punem picioarele pe jos pentru că uitați-vă cum este, dar punem doar cu vârful, astfel încât să ținem motocicleta dreaptă și să nu ne fure. Sunt șanțuri din astea făcute de mașini și noi o să mergem pe ele, dar mare atenție pentru că astea ne dezechilibrează super, super ușor. Și atunci trebuie lucrat doar cu vârful. De ce cu vârful tot timpul? Spun că se stă și cu vârful pe scăriță, spun că tot timpul atingi cu vârful. Să vă dau un exemplu. Voi când intrați într-o cameră întunecată, cu ce atingeți prima dată pe jos? Cu călcâiul sau cu vârful piciorului? E, cu vârful, de ce? Ca să vezi dacă e cald, dacă e rece, dacă e ud, dacă nu. Și la ce te ajută lucrul ăsta? E, bine, cum știți, pe vârful piciorului sunt foarte multe terminații nervoase care duc informația foarte rapid la creier. Și dacă tu atingi cu vârful, informația de la piciorul tău la creier ajunge mult, mult mai repede și atunci poți să reacționezi mult mai rapid. Și zici, bă, dar stai așa, că e vorba de milisecunde acolo. Da, e vorba de milisecunde și momentul în care ești pe motocicletă. Milisecunda aia îți poate salva ție viața sau te poate pune în bucluc. Pentru că îți dai seama astfel dacă motocicleta ta a început să joace de spate, să fugă sau se întâmplă ceva, o vibrație neobișnuită cu motocicleta ta, o simți imediat ținând vârful pe scăriță. Oh, nu dai tu asta micuță și o dă pe asta mare? Mersi, care vorbește și la telefon. Băi, deci cred că dacă facem un sondaj, nu, hai, nu 8, 6 din 10 persoane care conduc mașinile în București și stau pe la semafoare, stau pe telefon. Adevărul e ce să și faci când stai pe loc, când mai mult stai decât mergi. Mamă, ce bine te-ai încadrat tu aici, bă, băiatule. Felicitări! Fumul de țigară în inima mea. Băi, asta a tras de volan spre mine. Când mergem printre mașini, trebuie să fim atenți și la poziția roții mașinii, pentru că ne indică direcția în care șoferul vrea să meargă. Un vloguleț plăcut, un vloguleț elegant, în care ne-am și distrat, am și râs, am și cântat. Asta se întâmplă în fiecare zi în București și nu numai. Sunt șoferi care au boală pe motocicliști. Pur și simplu, bă, văd un motociclist, nu îl las, mă bag în fața lui. N-ai ce să le faci, aia e, sunt oameni și oameni. Nu este indicat să ne luăm cu ei la ceartă, pentru că nu e ok, degenerează și după aia... Frumos, mă, frumos că arunci pe geam. Ce să bagă? Ce înseamnă să ai mașină mică în București, mă? Piper. Ia uita-l, mă. Piper. Ia uita-l, mă. Ăsta era fix în unghiul meu mort. Telefon. Mă, nu. Nu, unghii. Băi, nebun, stătea pe unghii. Da, mai dragi prieteni, sper că v-a plăcut și acest vlog. Nu uitați să deveniți și voi un motorrider, adică să luați tricouri, hanorace, accesorii sau ce vreți voi de pe www.motorridershow.ro. Le mulțumesc colaboratorilor mei pe care o să-i vedeți la sfârșit, membrilor canalului pe care îi afișez în fiecare vlog sau aproape în fiecare vlog. Îți mulțumesc ție că ai stat până la sfârșit. Nu uita să lași un comentariu dacă ți-a plăcut acest vlog, ce vrei să facem pe viitor și dacă mai vrei tipul ăsta de vloguri în care explicăm ceea ce se întâmplă în momentul în care mergem pe motocicletă. Îți mulțumesc că ai rămas până la sfârșit. Vă mulțumesc tuturor. Nu uita de like-ul ăla pentru că mă ajută foarte mult. Accelerează butonul de like și ne vedem pe următorul vlog. Până atunci, Motorrider pentru tine, până data viitoare, numai bine. Pa!